trei. Uite, eu am fost, uite, spun un lucru. Am fost la un meci și țineți ideea, te rog frumos. Da. Am fost la un meci și cu domnul Șucu și întâmplător a fost și domnul Rotaru la același meci. Și ne-am întâlnit după meci. Bă, și stând de vorba așa, am fost la un meci al echipei naționale. Bă, stând de vorba așa, la un par de bere, după meci, bucurie. Bă, să vedea concurența asta între ei și în discurs. Pe cuvânt de onoare. Și îți dai seama ce era atunci când erau 7-8. Acum sunt 3-4, 5 maxim. Bă, și au oameni puternici, afaceriști, cu bani. Care au tot. Care au tot. Bă, dacă îi vedeai, stăteam la masă cu ei, domnul Șucu, domnul Rotaru, la un moment dat a venit și domnul Schweitzer de la Iași. Da. Bă, dacă îi vedeai, Dane, pe cuvântul meu de onoare, de cu câtă pasiune. Oameni care... Bă, cărora nu le lipsește nimic. Care poate să plece doi din Maldive. Da, și trei. Adică nu, n-au grijă zilei de mâine, au manageri angajați, adică ar putea să facă lucrurile prin telefon. Da. Și să stea liniștiți la soare. Bă, dacă îi vedeai cum vorbeau și... La un moment dat îi zice domnul, și sper să nu se supere, că a zis-o mai mult ca o glumă, așa, fiind o întâlnire privată, dar îi zice domnul Șucu, zice, fii atent la ce m-am gândit și aia când am văzut numele astea de antrenori și aia, cea mai mare realizare era dacă îl puneai pe Mirel Rădoi. Și eu stăteam la masă, așa, l-am lăsat. Domnul Șucu s-a uitat așa și zic, domnul Rotaru, dar păi, de ce l-ați dat afară pe Rădoi? E un antrenor senzațional, ți-l recomand cu dragă inimă la Rapid. Zic, păi l-ai avut și l-ai dat afară. Nu, acolo au fost alte lucruri, dar, domne, un profesionist, un băiat, doar încerca, eu nu știu, clar că Rădoi e un antrenor bun. Da, nu știu dacă s-ar potrivi sau nu la Rapid, că nu știe nimeni, că n-a fost acolo. Mă, dar cum încerca, eu sunt convins că domnul Rotaru să gândea că Rădoi n-ar face treabă la Rapid. Nu îi recomanda domnul Șucu pe Rădoi prietenește să-l ajute pe Rădoi. Gândindu-se că, bă, vine Rădoi, lucrând cu el, bă, e antrenor bun, dar, bă, nu se potrivește la Rapid, știi? Da. Și când i-am zis, păi l-ați dat afară, nu, domne, că a fost o discuție de comun acord, dar Mirel, cum făcea Mirel, și i-am zis, ți-a lăsat în Giulești, am fost la meci, am stat așa, cum stau alături de tine. A lăsat vreo 4 jucători, Rădoi în tribună. 4 jucători importanți la momentul ăla. Și a fost scandal după meci, că n-a știut domnul Cârțu, era acolo și domnul Cârțu. Domnul Rotaru a aflat de la Flash interviuri după meci și a fost un întreg scandal. Mă, după ce tu ai avut divergențele astea cu un antrenor, tu îl propui la Rapid. Și vedeam cum bă, cu câtă pasiune vorbeau și cu asta zic, bă, trebuie să iubești jocul ăsta, să bagi atâtea, cum zici tu. Să te prindă. Bă, să bagi atâția bani. De fapt, despre asta e vorba. Să bagi atâția bani. Despre asta e vorba, despre asta e... Despre asta e discuția, ce... Dacă nu ar avea... Și te prinde, tu știi cum e. Da, și începi. La începutul toți e. Toți au început. Ușor, da. Nu, ne băgăm. Da, da, da. Deci, antrenori. Nu, fiecare cu treaba lui, dar te prinde.